Puțin peste un sfert dintre contribuabilii români care ar fi putut să redirecționeze 3,5% din impozitul pe venit pentru cauze sociale au ales să facă acest gest, ceilalți lăsând statul să decidă cum vor fi folosiți banii. Suma totală redirecționată de contribuabili anul trecut din impozitul anual a fost de aproape 250 de milioane de lei. Din acest total, aproximativ 1,8 milioane de lei au fost redirecționați către Salvați Copiii România. Aceste fonduri au contribuit la dotarea urgentă a secțiilor de terapie intensivă neonatală și a secțiilor de pediatrie, precum și pentru susținerea programelor de suport pentru copiii sub 5 ani, a mamelor și femeilor însărcinate din zonele rurale defavorizate. În ultimii 11 ani, Salvați Copiii România a investit peste 7 milioane de euro în dotarea a 102 unități medicale din toate județele țării, cu 940 de echipamente medicale, care au ajutat la supraviețuirea și tratarea a peste 140.000 de copii. Din această sumă au fost dotate cu aparatură medicală în valoare de aproximativ 165.000 de euro și spitalele din Deva, Hunedoara, Petroșani, Lupeni și Hațeg. Contribuabilii hunedoreni se pot alătura acestei nobile acțiuni prin redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii România. Toate aceste lucruri au fost realizate doar cu sprijinul celor care au înțeles cât este de importantă sănătatea copiilor și au susținut campania Salvați Copiii. Este perioada în care fiecare dintre noi putem să facem un mic gest donând 3,5% din impozitul pe venit. Este un gest care poate salva o viață sau poate aduce în familie bucuria de a-ți revedea copilul cât mai repede acasă sănătos. Prin această campanie ne dorim să susținem cât mai mult sistemul sanitar, cât mai mult medicii, să poată să ofere tratament adecvat copiilor în funcție de nevoile acestora. Mulțumim tuturor și sperăm că și anul acesta veți fi alături de noi. Toți cei care doresc să se implice pot trimite formularul de redirecționare a 3,5% din impozitul pe venit pe adresa susținător@salvaticopiii.ro. Termenul limită de depunere este 25 mai 2022, iar formularul se poate descărca de pe www.salvaticopiii.ro/redirecționez.